Ei, salut, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, astăzi vreau să atac un subiect care o să deranjeze pe anumite persoane, dar asta e, îmi asum, nu ar fi prima oară și anume să vorbim puțin despre bărbații care își iau cadourile înapoi, la despărțire. Haine, bijuterii, ceasuri, știu eu, poate mașini, dacă o să mai înstăriți, case, nu mai vorbim. Chiar cineva m-a întrebat mai devreme ce părere am despre un bărbat care face un asemenea gest și spune că femeia poate să beneficieze de aceste cadouri doar când este în relație cu el. Păi, în primul rând, este proastă creștere. Cadoul nu se ia înapoi. Așa cum, de partea cealaltă, cadourile nu prea ar trebui să fie refuzate este proastă creștere. Este mojicie și mai mult decât atât denotă faptul că toate comportamentele astea au fost de fapt niște comportamente de control și nici de cum o plăcere de a face cadouri unei persoane dragi. Este o formă de condiționare. Așa cum v-am spus mai de mult, nu săriți la Fenta cu buchetul de trandafiri venit la birou pentru că și aia este, și ăla este un comportament de control. Drept urmare, da, este mojicie, este lipsă de educație și până una alta este un comportament de control pe care îl dezavuez total și cu care nu sunt sub nicio formă de acord. Pa!